Deci începem deschiderea zăcioadei. Liceu, alinierea drept. Alinierea la mijloc. Doamnă director, Liceul Teoretic Olimp este gata pentru deschiderea zăcioadei sportive anul 2014-2015. Profesor de educație fizică, Tudor Grigoriț. Așa, dragii mei, bună ziua! Bună ziua! Zic oamenii înțelepți că sportul are puterea de a schimba lumea. Să încercăm și noi azi, măcar pentru câteva ore, să ne schimbăm lumea noastră. Să încercăm să fim mai buni, mai optimiști, mai curajoși. Căci mișcarea fizică acționează și asupra creierului. Sper eu și asupra rezultatelor care urmează să le avem în continuare. Lumea noastră sau lumea asta este pregătită sau este o mare sală de sport în care venim noi pentru a deveni mai puternici. Zic eu azi, va fi o experiență pentru fiecare din voi și vă doresc în continuare niște competiții interesante, captivante și la fine să învingă prietenia. O zi bună și succes! Mai tare, se aude! Consiliul elevilor! Cristina Siuris! Cu mesaj de felicitare! Bună ziua, dragi elevi! Vreau să vă... Bună ziua, dragi elevi! Vreau să vă felicit cu... Vreau să vă felicit cu această frumoasă zi, să vă doresc cât mai multe performanțe și să nu uitați că nu contează câștigul, ci participarea. Și să nu uitați că în urma acestei dacioade veți câștiga puțină sănătate. Mulțumim! Asta este colega noastră de la Consiliul Elevilor! Avem astăzi oaspeți care vor, pe parcurs vor apărea, iată, astăzi proaspăt la noi a venit organizația de sport de la Liceul Teoretic Mulești. Cu un cuvânt de felicitare, doamna Lilia Topală, director adjunct, Liceul Teoretic Mulești. Bună ziua, estimați profesori, dragi elevi, văd că sunteți mulți mărunți și mai mășcăței și frumușei, toți în forme de sport, cu baloane. Eu cred că și sufletul vostru tot este așa de frumos, după cum este și îmbrăcămintea voastră. Eu vreau să vă felicit cu deschiderea acestei manifestații, să vă urez succes și văd că aici pe masă aveți chiar și motivare, motivare profundă pentru a vă include sau vă încadra mai serios în această competiție. Și vă doresc succes și sperăm că o să ne întâlnim noi, Liceul Teoretic Mulești, împreună cu liceul dumneavoastră, în niște competiții serioase, pe măsură și pe potrivă. Mult succes! Să se câștige prietenia în orice competiție! Mulțumim! Și domnul Ion Dicușoară, profesor de educație fizică, Liceul Teoretic Mulești, îl salutăm cu prezența dumnealui! Bună ziua, dragi elevi! Noi ne știm, poate mai ne-am mai cunoscut, noi suntem bucuroși că a fost invitați la această manifestație. Credem că Consiliul Mulești participă la întreceri, ne mai întâlnim de când în când. Eu felicit toți elevii cu această mare eveniment, doresc multă sănătate, bucurie, fericire și succes în sport. Să fiți sănătoși! Mulțumim de cuvânt! Mulțumim! Din partea Consiliului Elevilor Liceul Teoretic Mulești, Bălănuță Mihaela! Bun.
bună ziua, în primul rând. Vă felicit cu ocazia deschiderii Dacia de Sportului. Tuturor le urez succes în primul rând și fie să câștige cel mai bun și cel mai puternic, dar să nu uitați că sunteți prieteni și trebuie să fiți mereu. Felicitări încă o dată! Mulțumim, vă așteptăm la noi în ospeție. Numai cel la noi în ospeție vine de la Federația de Sport din satul arhicunoscut în documentele istorice. Organizația de Sport Internațională Hanska. Vă rugăm să vă apropiți de microfon de la Consiliul Elevilor și doamna profesoare. Nu se aude! Cu cuvânt de felicitare de la Organizația Internațională a Sportului din Hanska, vine doamna Dunai Lilia. Bună ziua la toți! Vă mulțumim mult pentru invitație. Vă zic încă o dată felicitări cu deschiderea sezonului de sport. Vă doresc multă sănătate, fericire, bucurie și toți copiii din Moldova să fie sănătoși. Vă mulțumim! Și din partea Consiliului Elevilor, Hanska, cine vorbește? Cine este mai îndrăzneț? Așa, iarăși, domnișoarele, cine vorbește? Mihaela! Bună ziua la toți cei prezenți! Vreau să vă mulțumim pentru invitația făcută și sperăm că o să fie o sărbătoare frumoasă. Vă mulțumim! Organizațiile au venit la noi, îi așteptăm, dar nu se aude bine, clasele a doua, a patra, ia să se aude sărbătoarea voastră de acum. Așa! Notează arbitru acolo, a cincea, a opta! Și a noua, a douăsprezecea! Fantastic, profesorii se pregătesc să vă aducă o surpriză, o să fie un concurs special între elevile din clasele mari și profesoare, pregătiți-vă! Așa, și acum, doamna directoare, doamna Maria Bivol, să înmânăm primele diplome, concursul la dame, clasele 5-6, clasa 6-a A, să vină aici la masa de sărbătoare. Așa s-a, în aplauzele dumneavoastră! Împreună! Clasa 7-a, 8-a, dame! A 8-a! Iar să mă aplauzele dumneavoastră, unde au... Prima probă va fi la mini-maraton, deci clasa 2-a, 4-a, startul aici, în spatele liceului Olimp. A doua B, clasa a doua, a treia, a patra. Așa. Se anunță premii, domnul Milic v-a spus. Ce premii și fiți la timp ca să luați, de altfel o să pierdeți. Proba, după ce termină clasa a doua, a patra, mini-maratonul, a cincea, a șasea, cross-ul. Deci clasa a cincea, clasa a șasea, cross-ul. Deci trei fete, 5 fete la a 5-a, a 6-a, 5 fete la a 6-a, B. 5 băieți la a 6-a, 5 băieți la a 6-a, B. Startul după liceul Olimp. După aceasta, concomitent, se vor petrece mai multe probe. Deci, clasele A, 7-a, A, B, domnișoarele, mini-volei, terenul de volei, arbitrul va fi Spriceanu Mihai, clasa 12-a, R. Băieții la clasele A7, A și B se vor trece la tracțiune la bara fixă. Arbitrii Postică Mihai, a 12-a R și Bârcă Boris, a 10-a U. Clasele A8 se vor întrece la săritura lungime cu elan. Trei fete, trei băieți. Arbitru Ionaș Nicolae, clasa 12-a R. Clasele 9-a, A și B se vor întrece la tragerea canatului. Deci,
după, ne repartizăm, o să tragem canatul după numărul minim de elevi dintr-o clasă, ordin A, ordin B. Tot după tragerea canatului între 9 A și B va fi surpriza spusă de domnul Melnic, tragerea funii. Așa, deci între domnișoare și echipa de profesoare a liceului teoretic Olimp. După această probă, după tragerea funiei, deci starturi vesele, clasa 10-a o echipă, clasa 11-a o echipă și clasa 12-a o echipă. Concomitent aici va fi pe terenul de fotbal. Și după aceasta va avea loc un meci de fotbal, de mini-fotbal, între liceul teoretic Olimp și gimnaziul Costești. În cabinetul 10, în timpul Daceadei, va avea loc finala mare la dame. Finala mare la dame, unde se vor întâlni tabla numărul 1, Grigoriță Nicolae, a 12-a re. Tabla numărul 1, Moraru Daniel, a 8-a. Tabla numărul 1, Rusu Daniel, a 6-a B. Și tabla numărul 1, Bort Alexandru, a 11-a U. Tabla 2, Bârcă Boris, a 10-a U. Ciorbă Gheorghe, a 8-a. Bivon Ștefan, a 6-a A. Miracle Pavel, a 10-a U. Și tabla 3, știți tabla 3, acolo sunt domnișoarele. Sulu Larisa, a 9-a B. Bivon Irina, a 8-a A. Bortă Madalina, a 6-a A. Și Golia Elena, a 12-a R. Răspunzător, Bort Alexandru, a 11-a U. Și Miracle Pavel, tot a 11-a U. Deci ce rămâne mai departe să vă doresc? Succese, prietenie, răbdare și să învingă cei mai puternici. Sănătate! Încă o dată mai tare! Aruncă! Dacă mă uit bine...